Bună ziua tuturor! Sunt Arotela și cu Leo, Aurică, Auraș sau cum eu mai zice, nu știu, noul meu asistent, pe care vi-l prezint, că toți suntem la zodia Leului, dragii mei. Aștept să pune și el acolo binecuvântare cu lăbuța lui peste cărți. Cărțile au venit o parte din ele, să nu-mi dăr în camera, te rog frumos, da? Și se vede o coadă. Și eu sunt întrerup, vi l-am introdus și continui imediat. Ok, dragii mei, sper să nu se decaleze sunetul cum s-a mai întâmplat când întrerupeam. Ah, au venit câteva mesaje. Suntem vorbind despre carieră. Au! Au, nu pica! Tocmai a picat încrederea, dar nu, e acolo, am văzut-o, da? Mama lui de Mercur retrograd, nu știu cât mai stă, iese, a ieșit, că nu mai stau să mă uit tot timpul după planete, deși le studiez de atâția ani de zile, uneori mă obosește și sunt un om care prefer independența, prefer să nu mă ghidez tot timpul după una și alta, ci să mă ghidez după intuiție și după comunicarea mea cu divinitatea. Deci nu știu în ce fază e Mercur retrograd, dar ia ca pic, se întrerup anumite chestii. Însă, simt că acest mesaj este foarte important și nu degeaba a venit, aveți încredere și nu degeaba a picat. Probabil că, într-un fel sau altul, nu aveți încredere într-o direcție profesională, eventual că vă reface sănătatea, că avem carieră și sănătate, nu aveți încredere. A și picat, de ca și când va. Nu știu cât este de frumoasă expresia, dar vă pică stima de sine destul de nejos. Poate aveți o stare de depresie, de îngrijorare, că nu degeaba a venit acest aveți încredere. Aveți încredere în sentimentele voastre, în visele voastre, care vă ghidează către calea voastră. Eventual, dați-vă timp de relaxare, nu vă mai stresați, ca să vă lăsați ghidați. Foarte interesant mesajul. Însă, înainte să sau fac o mică întrerupere, în timp ce amestecam cărțile care vor clarifica cele două mesaje, ați primit un mesaj separat. Nu știu acum, variați de la unul la altul, cât de legat este de carieră sau de sănătate, însă a vrut musai să se arate doi de bâte, semn de foc. Semn de foc, un moment de alegeri, dar de alegeri în care voi trebuie să vă adunați această încredere în voi că puteți crea, voi sunteți creatori, poate mai mult decât multe alte zodii. Casa a cincea a copiilor și a creativității, plus că este soarele, soarele care este cea mai puternică forță creatoare, da? Dacă nu aveți încredere în această forță a voastră de a vă crea o nouă direcție în carieră, în sănătate, în dragoste, în familie, vi se atrage atenția că trebuie să vă dați timp eventual, să vă faceți planuri, să vă creați, să vă modelați într-un fel sau altul pașii pe care teoretic ar trebui să-i urmați. Evident că vor fi și surprize pe acest nou drum. Dar simt că trebuie să vă orientați într-o nouă direcție care vă permite mișcarea. Aveți în spate un peisaj larg, pardon, în față un peisaj larg, în spate lăsați o construcție, într-adevăr, poate trebuie. Unii dintre voi trebuie să părăsiți o construcție. Eventual, vă faceți planuri cum să vă construiți altă casă sau să vă închiriați altă casă într-o altă zonă. Deci, trebuie să părăsiți o casă, un loc, din niște motive. Poate că la un moment dat veți fi între două locuri, între locul vechi și cel nou, până la amenajați pe cel nou, dar este clar, asta știu sigur pe cineva care tocmai și-a luat casă. Semnul leului. Dar, că vorbeam de casă, că trebuie să părăsiți un loc, care până acum v-a dat o oarecare siguranță, mai să pun și bliț, v-a dat o oarecare siguranță, însă, siguranța asta este falsă sau posibil că nu se mai poate adapta la vremurile pe care le trăiți. Vă trebuie altceva, vă trebuie un loc în care aveți flexibilitate, aveți posibilitatea de mișcare. Dacă stați la bloc, poate aveți nevoie să vă mutați la casă pentru că știți că va veni și a doua carantină și tot așa, da? Și să puteți să ieșiți afară, nu să stați în casă ca un, eu știu, prizonier.
Au mai sărit încă două, nu, încă patru cărți. Moartea, Luna, nu, cinci. Patru de spade, patru de monede și șase de monede. Și iar este vorba de un moment foarte important de decizie. Ah, interesant, poate acum e eclipsa de lună. La eclipsa de lună, vă faceți planuri și e bine să vă faceți planuri ca să le puteți manifesta într-un timp de. Puneți capăt, încheiați o poveste, nu musai cu un scorpion, chiar puneți capăt unei etape din viața voastră și vă transformați. Vă transformați, în primul rând, emoțional și mental, pentru că aveți patru de spade, eventual. Da, trebuie să vă clarificați niște chestiuni ca să puteți lua deciziile acelea importante. Trebuie să vă limpeziți mintea, dacă ați fost dezamăgiți, dacă ceva nu v-a convenit de-a lungul situației pe care o experimentați, loc de muncă, sănătate sau... Uf. Sau dragoste. Trebuie să vă limpeziți mintea, eventual prin spiritualitate, evident. Să vă conectați la intuiția voastră. Dați-vă timp de meditație, în mod special la această eclipsă de lună și în perioada în care se apropie luna plină. Pentru că nu zic musai în ziua în care e luna plină, pentru că poți să faci meditație 2-3 zile înainte, 2-3 după, da? Și afirmații, și afirmații. Afirmații de eliberare, pentru că apare moartea, de renaștere, de transformare. Scrieți-vă, plănuiți-vă cum vreți să vă transformați viața, evident, emoțional. Și după acestea, văd un patru de monede care, în acest context, cel puțin lângă patru de spade, care să zicem că ar fi o perioadă în care ați avut probleme de sănătate, patru de monede îmi dă senzația că vă echilibrați. Monedele sunt elemente pământene și în acest context, și lângă 4 de monede și lângă 6 de monede sau urmate, am senzația că e și da, o creștere, 4-6, chiar o oglindire, da? Cred că vă echilibrați dacă ați avut probleme cu sănătatea care v-au transformat și v-au influențat viața, eventual 4 că e casă, da? Casa 4-a și suntem și în semnul racului. Da? Dacă ați avut probleme acolo, eu simt că începe să vă echilibrați financiar, asta e clar. De la 4, dacă ați avut probleme și probleme de sănătate care v-au afectat munca, începe să vă echilibrați financiar și poate chiar primiți un ajutor financiar, pentru că asta e cartea celor care fac acte de caritate, da? Sau celor care împrumută, poate primiți niște bani sau dacă vindeți o casă și vă cumpărați altă casă, iar e o chestie, da? E un trio, un avocat, balanță, da? Balanță, bani, dați bani cuiva și cumpărați, da? Ceva. În fine, vă faceți niște planuri de viitor. Eu, în acest context, în acest moment, văd cărțile destul de bine, de faine. Repet, dacă au fost probleme de sănătate, după patru de spade, care înseamnă, într-adevăr, poate să însemne și o boală sau un stat la pat, o perioadă de stat la pat, depresie sau eu știu ce, patru de monede îmi dă un semnal de bine, da? Nu mai sunteți la pat, sunteți pe scaun și țineți de bănuții voștri, de echilibru vostru, ia să vedem, da? Țineți de ce aveți și iar e vorba de casă. Eventual, repet, dacă e vorba de această alegere să lăsați o casă în urmă și să vă gândiți către o altă casă, încă vă e greu să faceți schimbarea, dar va trebui să o faceți. La capătul setului de cărți s-a oprit la 5 de cupe. Plângeți ceva, plângeți un trecut, ați fost în lacrimi, mai sunteți voi. Eventual, dacă mai e cineva lângă voi, ea rămâne de văzut. E clar că ați avut de făcut niște alegeri importante în familie, da? Familie nu e musai soțul, soția, poate să însemne și mama, tata, surorile, vecinii, da? Alegere importantă. Pentru că v-ați pierdut puterea într-o direcție, trebuie să alegeți, da? Puterea și lacrimile, trebuie să alegeți direcția care vă dă abundență, în care vă izolați un pic. Doi de spade, da, ca să alegeți și să alegeți aceste satisfacții la care trebuie să lucrați. 9 de cupe, eventual judecata, renașterea, 9 de cupe, 9 de monede, 10 de cupe, da, vreți o direcție în care, chiar dacă veți fi singuri, 9 de cupe și 9 de monede, veți fi fericiți, da? Veți fi fericiți.
Vă doriți să vă echilibrați viața. Știu că se pot interpreta cărțile în multe feluri, dar eu așa le văd și sper din toată inima, pentru că văd mesaje pozitive în acest moment, în această zi, la această oră. Sper să se potrivească cu unii dintre voi. Spuneam că unii dintre voi chiar v-ați pierdut încrederea și, dragii mei leuți, că sunt și eu acolo în familia voastră cu ascendentul pe care l-am, da? Și sunteți dragi, am spus că e o zodie care mi-e tare, tare dragă, tare dragă. Deși îmi dă și dureri de cap. Dragii mei de leuți, recăpătați-vă încrederea, pentru că sigur v-ați pierdut-o prin anumite situații pe aici, pe acolo. Ia uite, iar văd îndrăgostiți, iar moment de alegere și vorbind de carieră, colaborare poate cu cineva. Pentru că, scumpii mei, și aici apare iar puterea, nu-i așa că seamănă, care am văzut-o mai devreme, un copil și un animăluț și o panteră, ghepard, seamănă foarte mult. Voi puteți crește deasupra unui stil de viață eventual concentrat pe chestiuni materiale, pământene, fizice, posibil într-o colaborare sau într-o echipă, că vorbim de carieră cu cineva, reușiți să vă regăsiți puterea. Poate și cu animăluțe, că știu că lei sunt na, casa a cincea copilul, iubitori și de copii și de animale. Însă, să revin la ce e mai important. Aveți această calitate de conducător pe care unii nu vreți să o explorați, că nu degeaba a apărut această carte, au apărut aceste cărți. Mai ales dacă sunteți zodii care aveți planete în leu și vi s-a transmis, vi s-a proiectat din partea unora și altora că nu puteți, da? Leul din voi trebuie să se trezească, da? Animalul. Nu, leul din voi, fiara din voi trebuie să se trezească, dar să se trezească la o altă dimensiune, da? Să iasă de pe acest pământ pe care stă și să meargă într-o direcție emoțională, fantastică, spirituală, whatever și zic spirituală pentru că aveți și spiritual teacher. Unii dintre voi, ori sunteți, frumos ar fi să fiți într-o colaborare cu un profesor spiritual sau vă găsiți puterea de a deveni profesor spiritual. Ce frumos mesaj, îmi place. Și conducători. Da, conducători acolo, în grupul vostru. În grupul vostru. Și știu pe cineva care are un canal de YouTube, îi doresc succes, dacă ascultă, transmis salutări, știe cine e. Să zicem colegă de breaslă. Da. Dar trecând peste asta, nu e musai să aveți canal de YouTube. Puteți să fiți profesori spirituali unii dintre voi în diferite forme, chiar într-o formă artistică, da? Și prin artă să transmite spiritualitate și prin poezie și prin ceea ce faceți la locul de muncă, să vă vadă oamenii, da? Ca un lider, dar nu influențat de ego, ci influențat de îngeri. Și există niște cărți foarte interesante pe acest subiect. Pe vremuri regii, da, casa a cincea, care în astrologia vedică reprezintă și spiritualitate, pe vremuri regii erau educați de cine? De călugări, de profesori spirituali. Erau educați ca să învețe să ia deciziile corecte, nu decizii care vin din ego, da? Din frică, din dorința de a domina. Deci aveți încredere. Foarte frumos mesajul. Din partea chakrelor pe care le aveți de lucrat, evident, chakra a patra, verde, verde, verde și roșu, interesant că sunt complementare, e opoziția iar Marte-Venus, berbec, balanță, adică casa întâi, voi, ființa voastră, corpul vostru despre care am vorbit, trebuie să-și recapete forța, vitalitatea cu acest verde, trebuie să vă deschideți inima unii dintre voi, dacă v-ați închis-o, pentru că dacă v-ați pierdut încrederea, na, înțelegeți logica. Și iar chakra întâi, roșu, în care iar se vede prin această carte că există niște dezechilibre, din cauza situației probabil generale, financiare, la nivel mondial, da? Ați avut niște probleme de încredere, de încredere, de frică, că asta e prima chakră, vorbește despre echilibru, frică. A fost frică de ceva.
că nu veți avea stabilitate, de-aia căutați în altă parte, cum am văzut în doi debute, căutați stabilitatea în altă parte, unii dintre voi. Și e bine să vă faceți planuri și să aveți încredere, să aveți încredere că vă puteți conduce, chiar dacă nu e vorba de leadership în spiritualitate, că poate nu toți sunteți pregătiți, să fim serioși, da? Însă, vă conduceți viața, eventual influențați de un profesor spiritual, un profesor complex și nu zic religios, spiritual, un profesor care înțelege spiritualitatea din perspectiva mai multor religii, da? Și asta vă dă putere. E o colaborare, eu așa simt că e o colaborare și am văzut și doi de bâte. Deci inima și prima chakră, roșu și verde. Roșu și verde avem și Taur Scorpion, iar este Taur posesiuni, dacă vreți să cumpărați ceva, și Scorpion eliberări, că l-am văzut. Foarte, foarte fain. Foarte faină. Până acum, etalarea. Mă și laud că merit, iar s-a oprit la îndrăgostiți, la schimbare, roata norocului. Vreți să alegeți ceva care vă oferă stabilitate. Ia uite cărțile pe care le-am văzut mai devreme. Înseamnă că dacă revin în vizorul nostru, înseamnă că e o confirmare. O confirmare. Da, frumos, frumos. Și repet, chiar dacă nu veți fi lider într-o direcție spirituală, oricum și leadership-ul ăsta se formează, dar aveți încredere. Dacă primiți pe o cale, da, sunteți ghidați prin vise, prin ceva, uite, poate și prin etalarea asta, că la un moment dat ați putea investiți, pentru că nu te pui în această poziție, dar am zis că nu e o poziție căpătată pe cale egotică, ci prin inspirație divină și lucrare divină și transformare, că apare și moartea. Hai să clarificăm. Trust, ce înseamnă? Aveți încredere. Ia uite, Marea Preoteasă. Iar apare spiritualitate, da? Marea Preoteasă. Încercați să ascultați această ofertă care vine pe cale foarte subtilă, da? Că unii dintre voi sunteți supărați și poate v-ați blocat din cauza din cauza unor griji. De-aia am zis, v-ați blocat aveți încredere, dragii mei, 8 de spade, da? Aveți încredere, 8 de transformare. Mai, mai. Of, posibil și eclipsa asta de lună, care se întâmplă acum în iulie, eventual pe... Vă influențați, ia uite, 4 de băte, 2 de colaborare pentru o casă sau... Ia uite, regele de cupe... Un simbol pozitiv. Hai să vedem. Clarificăm încrederea. Clarificăm încrederea pentru leușorii mei, leuții mei. Ia uite. Iar reapare puterea. O pun doar pe asta, că sunt foarte multe. Reapare puterea. Trebuie să vă consiliați cu cineva. Văd cavalerul de cupe. Eventual să comunicați cu cineva. Puterea. Clarificăm încrederea. Ok, sunt două. Wow, ce frumos și bine că m-a așteptat și iar s-a oprit la îndrăgostiți. La această colaborare. Colaborare, loc de muncă, da? Loc de muncă, 8 de monede, da? Colaborare, loc de muncă. Munciți pentru această colaborare. Eventual Mercur retrograd, munciți obsedant ca să ieșiți dintr-o stare de sărăcie, de răceală. Poate ați fost lângă cineva care nu v-a susținut, v-a lăsat în frig, poate a fost carantina și v-a lăsat fără bani, fără finanțe, dar munciți acum obsedant. Evident că poate să fie și o legătură toxică pe care încercați să o lăsați în spate. Un job toxic. Și să gândiți, să sperați, aveți încredere într-o colaborare mai bună, îndrăgostiți, da, o colaborare perfectă pentru voi. Și aveți încredere, a fost clarificat de 3 de bâte, semn de foc și împărăteasa, dar vezi de două ori 3. 3, 3, 3. Opa! Și crucea iar a picat. Bine, că am mișcat-o eu, dar eu zic că sunt semnale. Trebuie să vă regăsiți încrederea, credința.
Chiar dacă ziceți voi că sunteți credincioși, ceva s-a mișcat în ultima vreme în acest sens, da? În acest capitol. Încercați să vedeți oportunitățile în zare. Dragii mei, împărăteasa este culmea abundenței. Este cel mai mare manifestor, da? În plan terestru, în plan material, a lucrurilor evident frumoase, e Venus, a tuturor opțiunilor pozitive pe care le putem manifesta. Aveți încredere că va veni și abundența, da? Că, ia uite, e lider, e conducător, e un conducător care coordonează, inspirat de divinitate, evident că are o coroană, coordonează din dragoste, cu dragoste, da? Copila asta îmbrățișează fiara. Cu dragoste se poate face această creștere, da, se poate manifesta această putere. Posibil de la un drum să primiți o ofertă, pentru că tot apare noțiunea asta de colaborare, doi de cupe, doi îndrăgostiți, pardon, da? Posibil de la un drum. Însă, trei de băte înseamnă și să aveți, ia uite, semnul săgetătorului pentru mine uneori, sau cineva cu planete în săgetător, sau cineva cu planete, nu mai zic, să zic în martie, să zic în martie, că e 3 și 3. Da, 2, am văzut 2 de bâte și 3 de bâte. O să fie mai lungă etalarea asta, nu-i nimic, că am ce spune. După ce vă faceți planurile de viitor, începeți și manifestați cu pași mici și siguri. Dar știți bine, măcar cei care mă ascultați de mult timp, că cei care manifestă cel mai rapid, manifestă din inimă și ați avut, da, ați avut inima, ați avut chakra a patra și cu pasiune trebuie să te gândești la ceea ce ți-ai propus. Dacă vrei să faci un lucru așa din silă, din milă, nu o să iasă cine știe ce. Deci trebuie să aveți încredere. Optimism, optimism. Asta e cartea optimistului, care speră. Și nu doar speră, anticipează, vede în zare. Chiar dacă lasă în urmă o bâtă, cum lasă și cel de la doi de bâte. Știe că la un moment dat, chiar dacă va fi singur, va veni a doua bâtă, va veni colaborarea de-a lungul drumului. Chiar dacă lasă o relație în spate, da? Sunt două bâte în spate și rămâne singur, la un moment dat, că am văzut patru de bâte, va veni persoana lângă care își va găsi echilibru, patru de bâte. Da? Posibil persoana să fie aceasta, poate persoana aceasta să fie un lider într-un fel sau altul, spiritual, cum am zis mai devreme, care vă ajută și vă dă încredere. Există două variante, dar eu zic că amândouă se aplică. Amândouă se aplică și voi veți manifesta poziția asta la un moment dat și vine și cineva într-un fel sau altul și vă susține. Yes! Și mă bucur! Abia aștept să văd cum se manifestă și la mine. Și, dragii mei, știți că la un moment dat etalările se manifestă într-o lună, două. Deja am primit confirmări că ați primit declarații de dragoste. Am văzut și steaua, ce super, super! Ați primit unii dintre voi declarații chiar la o lună, două, după ce am făcut etalarea. Deci, keep calm! Keep calm and enjoy yourself! Aveți încredere! And trust yourself! Keep calm and trust yourself! Ha-ha! Hai să vedem ce e cu leadership-ul ăsta. Ce este? Sunteți voi? E altcineva? Le ușorii mei și trebuie să mă duc cu motanul la doctor. A zis eu că să fie mai lungă, dar simt nevoia să vă zic una alta. N-am făcut sănătate. Da, dragii mei, ați fost pus la pământ de niște situații financiare, sănătate, eventual, iau de conflicte, concurență, că vorbim concurență, vorbim de carieră, da? Coffee și familie e treaba voastră, pentru unii, am zis, pentru cei care nu și-au asumat poziția de lei. Unii și-asumă, unii, nu toți. Sunt lei mai sensibili și lei mai puternici din start, din harta natală, dar chiar și cei sensibili trebuie să revină mai devreme sau mai puțin, mai devreme sau mai târziu la această poziție de leadership. Trebuie să renașteți. Și am văzut și moartea, da? Trebuie să renașteți. Conflicte, da? Conflicte. Să o luați de la capă. Zero și moartea. Să renașteți, dragii mei. Să vă recâștigați echilibru. Eventual, unii
Ia uite, lider înseamnă și împăratul, da? Deveniți împărat. Oh, da! Împăratul și împărăteasa. Posibil? Ho-ho, ce frumos ar fi! Ce frumos ar fi să se manifeste varianta asta. Dacă luați de la zero, vă transformați viața și vă apropiați de perechea voastră, da? Împăratul și împărăteasa și vă schimbați. Wow, roata norocului! Și comunicați. Că și Regina de Spade e un bun orator, comunicați despre acest echilibru. Aici sunteți voi, Regina de Bâte. Wow, și soarele, super, super. Mai, Doamne, Regina de Monede. Nu mai pot, deci numai cărți bune. Da, ori fi fost și mai multe persoane, ori la locul de muncă, ori în preajma voastră, care v-au influențat. Ia să mai clarificăm. Ia uite și lumea, încheiați un capitol. Capitol. Hai să clarificăm. 10 de spade. Fuga. Ia uite, puterea, da? Ce super! 8. 8. Lăsați în urmă. 6 de spade. Apele tulburi, oamenii care nu vă susțin, care vă... Ia uite, mincinoșii, mai ales la locul de muncă. 3 de monede. 3 de muncă. 3 de monede, colaborare, triouri. În fine, da? Dar, în momentul în care îi lăsați, dragii mei, apare și oferta. Apare oferta. Cineva vă dă niște bani. 2 de cupe, iar colaborare. Super, excelent, vreau și eu. Abia aștept să se împlinească. Dragii mei, aveți puterea să renașteți. Și voi și scorpionii, da? Sunteți foarte puternici. Poate un taur o balanță pentru unii, să zicem că e Venus, e împărăteasă și mulți asociază cu chestia asta, să, nu știu, să vă susțină această încredere în voi, să vă readucă aminte cât de puternici sunteți, cât de speciali. Yes, of course. Speciali. Ne. Temperanța. Temperanță în sensul, ia uite, puterea. Animal. Băi, ce frumi, 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 frumi. Mă bucur când vorbesc cărțile. Și dacă mai trag încă o carte, o să apare Marea Preoteasă, eventual. Ar fi super, știi? Chiar să apare Marea Preoteasă. În fine, vedem. Asta și am zis că apare luna, intuiția, apare luna, spiritualitatea, acest profesor spiritual îl primiți și prin vise și prin autoanaliză eventual la această eclipsă de lună și magicianul, manifestorul, manifestați, ia uite, cu pași mici, dar plin de încredere, vă manifestați adevărul. Ia, a, regele de spade, regele de cupe, mai, dar ce frumii, frumii, adevărul. Creativitatea, dragostea de voi, de viață, că e chakra a patra, inima. Hai să vedem sănătate. Hui, ai, ai, ce-mi place! Lei, dragii mei leuți, super mișto, super. Nu, unii chiar sunt fain. Știu cum face un leu când se enervează. Leu, leoaică, știu cum faceți. Și eu mai fac, și eu mai urlu ca leu, dar mai, suntem frumoși toți. Că sunteți Venus, că sunteți Lună, că sunteți Soare, că sunteți Ascendent, că sunteți Nodul Nord. Suntem frumoși. Și ce drăguț că ați spus pe Animal Planet, lei lucrează în echipă. Nu sunt singuratici. Așa că suntem o haită de haită, o familie. Haită sunt lupii, o familie de lei frumoși și puternici care ne susținem unul pe celălalt, da? Ne dăm încredere unul celuilalt când avem nevoie, dragii mei, da? Nu ne manifestăm din ego, da? Știu că e și casa egoului, dar noi manifestăm varianta pozitivă a acestui soare, nebunul. O luați la capăt într-o direcție. Ieșiți un pic din niște elemente fixe, ieșiți, ieșiți pentru că veți primi ajutor, veți primi încredere, da, cavalerul de bâte are încredere, oh, veți primi și vindecare și dragoste și bani, iar apare acest ajutor financiar. Dar nu vă blocați, aici sunteți voi, blocați un pic, 9 de bâte, voi v-ați blocat. Din cauza, și v-ați pierdut încrederea, da? Din cauza unor lupte de-a lungul timpului, în care nu se că ați pierdut unele lupte, dar nu întregul război, da? Mai, sunteți puternici.
Asta în sănătate. Dacă la un moment dat ați avut probleme de sănătate... mai am un mesaj. Pentru că vorbim deja de sănătate, posibil în perioada carantinei, că este un blocaj, în perioada carantinei, ați avut dureri de cap, pentru că n-ați ieșit afară, n-ați făcut mișcare, eventual v-a scăzut un pic energia, dar se sprijină de o bâtă, ceva a fost. De-aia am zis că aveți nevoie să vă căutați un alt loc în care să vă mișcați. Cavalerul de spade, niște vești, și diavolul v-a afectat sănătatea. Dar schimbați roata norocului, schimbați și manifestați adevăr și dragoste. Eventual, poate unii dintre voi, dacă aveți niște adicții, dragii mei, sau dacă cineva v-a vorbit urât, sau dacă voi aveți obiceiul de a vorbi urât, încercați să schimbați ceva, că știu, lei pot să facă și așa ceva, da? Încercați și schimbați. Eventual, încercați să comunicați, că vorbim de comunicare, comunicați mai frumos, mai blând, ca un adevărat lider. Da? Comunicați la subiect practic, fără să atacați, că știm că în anumite momente lei pot să facă așa ceva. Dacă e vorba de o veste care la un moment dat vă afectează sănătatea, însă aici este schimbarea. Aici este schimbarea. Să stați calm, să priviți lucrurile logic, da? Și să vedeți că în orice situație există o soluție care vă vindecă și vă aduce într-un fel sau altul, dragostea divină se manifestă în multe feluri, chiar și prin lecții. Vorbim de sănătate. Hai să mai vedem cum se leagă. Repet, dacă ați avut niște adicții, discutați cu o doctoriță cum să vă vindecați, că regina de spade poate să fie o doctoriță. Adicții legate de ce? De ce? De nutriție? Pentru că am vorbit de comunicare, gură, nutriție, în fine, vedem. Poate în privința sănătății aveți probleme cu coloana și trebuie, sau cu spatele, da, știu sigur unii dintre voi, dar vă vindecați. Aveți probleme cu spatele și trebuie să vă sprijiniți din când în când, de una, de alta, nu e nicio problemă, totul se rezolvă. Nu musai pe cale chirurgicală, cred că se pot adopta altfel de soluții, mai blânde, da? Regina de cupe e blândă. Eventual comunicați cu această regină de... Comunicați, iute, cu această regină și regina de cupe poate să fie o doctoriță blândă, empatică, eventual lider spiritual, da? Cum să vă rezolvați problemele de sănătate? Pentru că dacă sunt niște probleme, chakra întâi ar putea să afecteze și coloana, da, știți bine. Comunicați cu cineva. Sănătate. Oh, da, vă reface sănătatea că apare asul de bâte. Dar trebuie să studiați eventual cum, pe ce cale naturală, pentru că avem monede și apă, da? Pământ și apă. Chestiile astea susțin plantele. Deci pe cale naturală, eventual naturistă sau măcar mai blândă, medicamente mai blânde, medicamente, monede, ia uite, iar medicamente, o colaborare, cineva vă oferă o soluție, da? Cum să vă revitalizați corpul? Da, de la nou să treceți la acest as de bâte. Eu zic că e de bine. Eventual încercați să vă curățați și emoțional, să aveți această încredere în voi. Și regina de cupe iar ține de chakra inimii, să vă deschideți. Interesant, în această carte, mulți au sesizat, cupa e acoperită. Să vă deschideți cupa, să o oferiți. Și să comunicați. Și dragii mei, mai e un mesaj, știu că nu ține de sănătate, ține de altceva, eventual de carieră. În momentul în care comunicați empatic, din suflet, din inimă, cu blândețe, chiar dacă e iute, se manifestă iute. Asta e pentru manifestori, cei care sunt manifestori. Și dărâmați blocajele celor și reușiți să creați ceea ce spuneți. Dărâmați blocajele celor din jur. Asta nu are treabă cu sănătatea, dar e un mesaj special. Cam atât. Ha?
Aș vrea totuși cavalerul de spade să vedem. Totuși, mi se pare ciudățel așa. La sănătate, cavalerul de spade. Iute, iute. Iute, iute. Ce e acest iute, iute? Cavalerul de spade. Mesaj. Comunicare. Eu așa simt. Comunicați despre sănătate, eventual psiho... analizați că tot a apărut luna, da? A apărut luna mai devreme și la carieră și la sănătate și așa în general. Niște chestii care țin de psihologia voastră, de frici, da? Asta? Dacă aveți conflicte, ieșiți din conflicte. Manifestați. Oh, scuzați-mă, vă pup! Și da, cineva vă sună, vă pup!